La Olimpiadă nu se doarme, o spune campioana olimpică Sandra Izbașa. Pe ea emoțiile imnului au copleșit-o. Ar fi stat o zi pe podium. Sandra Izbașa tocmai s-a căsătorit. La nunta ei a avut emoții la fel de mari ca la Olimpiadele, unde a reușit să câștige aurul pentru România. Prima medalie strălucitoare a venit la Beijing, la sol. Pe toată perioada Jocurilor Olimpice, eu nu dormeam profund, de exemplu cum dorm acum. Era mai mult un exercițiu de relaxare cu o odihnă indusă, pentru că trebuia să fii brici la orice oră și dacă te trezea la ora 5, trebuia să fii în mare formă. Dimineața când mă trezeam, motivam în timp ce mă aranjam să fie cea mai bună zi a mea. Al doilea aur Izbașa l-a cucerit la Londra în 2012, la sărituri. După competiția de la sărituri, când am câștigat medalia de aur, eu nu am mai putut să mănânc absolut deloc timp de 2 zile. De 9 ani, România nu a mai luat nicio medalie olimpică la gimnastică. Ce ai simțit când ți s-a pus medalia de aur la Jocurile Olimpice la gât? Încununarea cu succes a muncii noastre.